Bună seara, bine ați venit, cred că suntem live pe pagina de Facebook. Dați-ne un semn dacă ne vedeți, dacă se aude și eventual lăsați-ne în comentarii de unde intrați în seara asta. Ca de obicei, o să așteptăm 2-3 minute să ne grupăm. Vreau să verific dacă ne vedem și dacă ne auzim, așa că vă rog, dați un comentariu sau dați un semn că se vede și se aude. Let me check if everything is okay. Da, suntem live. I only want to share this in the event. I have to take this link and put it here. Deci dacă ne vedeți și ne auziți, vă rog să dați un semn și să ne salutați și să ne spuneți eventual și de unde intrați. Eu postez aici un eveniment, da, să ne vedem că suntem, că ne vedem și ne auzim. Bun, suntem, da, oh, ok, haideți să văd dacă reușesc să văd și comentariile. Cred că am postat deja. Deci suntem live. Nu știu cum să fac să văd și comentariile imediat, dar cred că... Let me see on my phone. So, we definitely are live. Bine ați venit! În seara asta avem un invitat special, îl avem alături de noi pe Jorge Luis Delgado, care vine să ne facă o introducere în practicile solare. Vreau să ne asigurăm că ne grupăm și apoi o să începem oficial. Și caut acum să văd cum ajung la comentariile voastre. Am văzut video, l-am văzut că suntem live. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Comentarii, da? Vali din Constanța, bună seara, bună seara, Herr Delgado de la Dorina. Dorina was with us in Peru, Paraguay. Oh, deci, we are live, everybody can see us. This is perfect. I will, o să vorbesc în românește, deci eu o să vorbesc în românește și o să vă fac o mică introducere despre Jorge, iar apoi o să-l las pe el să preia scena și eu o să fac traducere așa cum pot eu mai bine în acest moment. Așa că, da, este ca de obicei o mare plăcere și, și onoare să pot să vă aduc în seara asta un astfel de oaspete special. L-am cunoscut pe Jorge în România în 2019 și anul acesta am avut ocazia să merg în Peru și l-am avut ca și ghid. Cred că din postarea pe care am făcut-o deja știți despre el că este șaman, este scriitor, este ghid și păstrător al tradiției Aymara din zona lacului Titicaca. Noi suntem obișnuiți deja cu cursurile Munaiki care vin din tradiția Quechua, da? Deci Munaiki și ce știm deja din Școala de Medicină Șamanică vine din tradiția Quechua, iar astăzi o să avem, da, o scurtă introducere în ce înseamnă practicile solare din tradiția Aymara. Poporul Inca a fost un popor foarte, foarte înțelept, deși a cucerit vaste teritorii. Ce a făcut special față de alte popoare care au cucerit a fost că le-a permis celor care au fost cuceriți să-și păstreze tradițiile, să-și păstreze limba, să-și păstreze portul, să-și păstreze cultura. Și așa se face că de-a lungul atâtor sute de ani, da, de-a lungul sutelor de ani, în Peru încă sunt comunități care și-au păstrat tradiția pe care o au dintotdeauna. Și este o deosebită plăcere și onoare să intrăm în contact cu astfel de tradiții foarte vechi, care încă se păstrează, așa cum și noi în România avem încă lăsate porturi și obiceiuri care par băbești, dar care știm cu toții că ne conectează cu ceva mai mult decât doar niște obiceiuri. Pe lângă toate acestea, da, Jorge este și antreprenor, deține propria lui agenție de turism și un lanț superb de hoteluri, Taipicala, care este un lanț foarte cunoscut și renumit în Peru. Pentru mine este acel model ceea ce înseamnă să fii și un om spiritual și ce înseamnă să fii și un om de afaceri în același timp. Da? Pentru că în propria mea călătorie, când eu am început în lumea antreprenorială și în cea spirituală, am avut acest conflict, că nu le pot avea pe amândouă, că nu există, nu poți să fii spiritual și să fii și
o persoană de succes în plan profesional, lucru care am învățat și care s-a dovedit că nu fi adevărat, dar în momentul în care avem modele care ne inspiră în direcția asta, lucrurile sunt, da, aceste etape de conflict interior trec mult mai repede. Și ce îmi apreciez foarte mult la Jorge este modestia cu care face lucrurile. Deși este ghid turistic de peste 30 de ani, încă nu s-a plictisit. Chiar râdeam, făceam glume cu colegii noștri în Peru, că el făcea mai multe poze ca noi. Deci ne-a dus pe trasele pe care le cunoaște de foarte mulți ani și era primul care făcea poze. Deci, câte pasiune poate să existe în cineva care să aibă acest comportament după 30 de ani de activitate. Am învățat de la el ce înseamnă să iubești ceea ce faci, da? Și ce înseamnă să faci ceea ce faci cu iubire. Lucru pe care sper să-l degustați și voi în întâlnirea de astăzi. Deși am fost doar 12 persoane în grupul nostru din Peru, a acceptat să ne fie ghid, da? Să fie el personal ghid. Și da, pentru mine a fost o onoare mai mult decât putem să exprimăm în cuvinte. Da, și cred că o să las pe el să spună mai multe despre el, da. So, Jorge, I've made a short introduction. I don't know. I had few notes, but I've lost it. So now I invite you to take the scene and maybe to tell us a bit about yourself and about what we are going to discuss tonight, the solar introduction to the solar practices. Alin Punchai, you know, this is our Inca greeting, blessings from the light. Always the greeting for us is to remember the light in each of us. So, o să fac și traducerea ce ne-a spus. Ne-a spus un salutul Inca, care înseamnă binecuvântez lumina din tine, binecuvântarea luminii. Today we are going to share about our most important heritage, about our strength. Despre cea mai importantă moștenire pe care o avem, despre puterea noastră. It is about that light that every day we are in contact. Despre acea putere și lumină cu care suntem în contact în fiecare zi. The human mind has the tendency to find in the difficulties some of the messages. Mintea umană are tendința să complice diverse mesaje. But the message every day, very simple, easy way, the Father Son shares with us. Dar un mod simplu de a vedea, de a înțelege mesajul este de a vedea cum Tatăl Soare împărtășește lumina Lui cu noi. I come from Lake Titicaca. I was born around Lake Titicaca. Da, Jorge vine din zona lacului Titicaca, a fost născut lângă lacul Titicaca. And the Lake Titicaca is known as the birthplace of the children of the sun. Iar lacul Titicaca este cunoscut ca și locul de naștere al copiilor soarelui. Since the Spaniards arrived, we forgot most of our traditions. We forgot about the amazing gifts that comes from the children of the light culture. De când au venit spaniolii, da, și au cucerit Peru, s-a uitat despre această cultură a copiilor soarelui. So we believe so much that everything is alive. Noi credem că
totul este în viață, viu. Everything has a soul, has a spirit. Și că totul are, are un suflet, are un spirit. So that spirit is that light. Iar acest spirit este această lumină, lumina. So everything for us is about the Mother Earth and the Father Son. Și pentru noi totul este despre Mama Pământ și despre Tatăl Soare. We believe that the soul of the Mother Earth and the soul of the Father Son. Noi credem în sufletul de Mamei Pământ și în sufletul Tatălui Soare. They are sharing their love, service and wisdom. Și spun, da, că suntem iubire, în serviciu și înțelepciune. So these gifts, we also are in reciprocity. Everything is reciprocal. Și cu aceste daruri, da, cu darul iubirii, al serviciului și al puterii, mai adăugăm ideea că totul este în reciprocitate. So also we have our inner sun. Și de asemenea mai avem și soarele nostru interior. And this inner sun is also love. Și acest soare interior de asemenea este iubire. And this light is wise. Și această lumină este înțeleaptă. So everybody is love, everybody is wise. Prin urmare, toată lumea este înțeleaptă, toată lumea este iubire. But however we want to find the answers outside. Și cu toate acestea, încercăm cu mintea să găsim răspunsurile în afara noastră. We forgot about the inner wisdom. Am uitat de înțelepciunea care se află în interiorul nostru. We forgot that we are an endless spring of love. Am uitat că suntem un izvor fără sfârșit de iubire. And that light is in reciprocity to the light of all the expressions of life. Iar această lumină care se află în noi este în reciprocitate cu toată expresia vieții. So, our strength is that light. Așa că puterea noastră este acea lumină. The key is how we awaken. Cheia este cum o trezim, cum o activăm. What kind of practices? Prin ce practici? Keep this flame, this light burning, shining, illuminated. Prin ce practici putem să ținem această lumină activă, să facem să strălucească și să ne ilumineze? Many people that knows the Andean world, they think they know everything about the Incas. Foarte mulți oameni care cred despre lumea andină, cred că cunosc despre Inca, despre poporul Inca. But you know, it's very rich, our culture. Dar, în realitate, cultura noastră este foarte bogată. So we have so much to share about the solar practices. Așa că avem foarte multe de împărtășit despre practicile solare. It is about to use our light to manifest an extraordinary life. Care de fapt înseamnă un mod de a ne folosi lumina pentru a manifesta o viață extraordinară. That light in our hearts, that is love, that is wise, is in service to life, is our extra. Această lumină care este în interiorul nostru, care este iubire,
este în serviciu luminii, acesta, toate acestea sunt acest extra, din extraordinar, dintr-o viață extraordinară, extra, acel extra, dar joc de cuvinte, reprezintă lumina și iubirea care se află în noi. Exactly. So this extraordinary life doesn't start outside, it starts inside. Și această viață extraordinară, deci opusul la orice înseamnă ordinar, deci extraordinar, începe în interiorul nostru, nu în afara noastră. So it's so important to understand that we belong to the solar system. Așa că este important să înțelegem că noi aparținem acestui sistem solar. So we have to learn about how it works, the solar system. Și e nevoie să învățăm cum funcționează acest sistem solar. How is the inner solar system? Cum funcționează soarele nostru interior? So we start to understand nowadays how the immune system, for example, has to do with the father son. Și în zilele noastre începem să înțelegem, de exemplu, cum sistemul nostru imunitar are legătură cu soarele, cu energia de la soare. Some of the scientists, they've been talking because the pandemia, that maybe it's better to make stronger the immune system. And they say it is about the vitamin D and the main sources of the father son. Și este în contact cu niște oameni de știință care fac tot felul de studii care pe baza ce s-a întâmplat în pandemie și concluzia acestor studii este că vitamina D care vine de la soare joacă un factor foarte important în întărirea sistemului nostru imunitar. For the physical body, in many aspects, the presence of our father son, the exposure to the father son, is very healthy. Pentru corpul nostru fizic, în foarte multe domenii, dar în special în cele ale sănătății, expunerea la soare este foarte importantă. In the nervous system. Pentru sistemul nervos. And the electronic system. La fel și în sistem, în electricitate. The inner electricity, yes. The inner, sistemul, nu știu cum se traduc asta, dar sistemul nostru intern, da. In the mental body is so important, the connection with the father son. Iar pentru corpul nostru mental, de asemenea, conexiunea cu Tatăl Soare este foarte importantă. When somebody is with depression, one of the important medicine, it's the exposure to the father son, to be in contact with this luminous presence. Când cineva, de exemplu, este în depresie, conectarea cu lumina soarelui și cu această prezență luminoasă And the connection to the inner sun and the soul is what we call the ascension. Și această conectare și conectare cu soarele interior și cu cel exterior este ceea ce este esențial, essential. Did you said? So we have the need to be aware that we are rays of the same sun. Și avem această nevoie de a fi conștienți că noi suntem raze din acela soare. Every day we connect with that light when we awake. Și de fiecare dată ne conectăm cu lumina atunci când ne trezim. Everybody has a different first thought when we awake.
Fiecare dintre noi avem un prim gând diferit atunci când ne trezim dimineața. But if we make a little shift and our priority is our own light. Dar dacă am face o mică schimbare, un mic shift și am face lumina noastră o prioritate, we start to illuminate our lives. Începem să ne iluminăm viața. So, most of the time, we awake thinking in what we have today, what we have to do. În majoritatea timpului ne trezim și ne gândim la ce avem de făcut în ziua respectivă. So, if we just focus first in the inner sun, pe ceea ce se focusează prima dată soarele nostru interior, we are already giving an important step. Deja facem un pas important. Îi dăm o putere acelui prim gând pe care ne focusăm. And if we can go outside and open our arms to the Father Sun, și putem merge afară, da, primul lucru care facem când ne trezim și să ne deschidem brațele către Tatăl Soare. And we surrender to that light in our hearts. Și să ne predăm acelei lumini în inima noastră. In all ourselves. Să lăsăm acea lumină, da, să intre în toate celulele noastre. There is an awakening. Când facem asta, există și experimentăm o trăire în toate celulele noastre. From the thymus, the inner sun, our heart, all together, it starts that explosion of awakening to all the organs, all the bones, all the cells, din that they are really suns. Din zona inimii, când începe această activare și ne conectăm cu lumina, din zona inimii începe această explozie de activare care trezește și hrănește toate organele, toate celulele, inclusiv oasele. So this light, we don't just think, we feel it. Așa we can every day expand that light. Așa că această lumină nu doar o gândim, nu doar o observăm, o și simțim, și în fiecare zi putem să expandăm, să extindem această simțire. And all our life has to do with that luminosity of the consciousness. Și toată această viață are de face cu luminozitatea conștiinței. So when we open ourselves to that light, we are opening to a new dream, a new project. We open to the new life. Când ne deschidem brațele spre acea lumină, da, în fiecare dimineață, ce facem este că ne deschidem spre un nou început, o nouă viață. We stop experiencing the night. Ieșim din noapte, da? Deci, because at the night there is a different belief than at the day. Pentru că în timpul nopții avem credințe diferite față de credințele pe care le avem în timpul zilei. At the night we believe in things. În timpul nopții credem în lucruri. At the daytime, we believe in light. În timpul zilei credem în lumină. And we are experiencing a new day. Și în acest fel experimentăm o nouă zi. And we start to experience that light is love. Și începem să experimentăm cum acea lumină este iubire. That light is wise. Experimentăm cum acea lumină este înțeleaptă. And if you want to be reciprocal with life,
Și dacă vrem să fim în reciprocitate cu viața, we share that light. Ne dăm voie să strălucim, împărtășim această iubire. Because in a natural way, everything is interconnected. Pentru că în mod natural totul este interconectat. Everything is interdependent. Totul este interdependent. So we are happy interdependent sharing that light. Așa că suntem bucuroși să ne împărtășim lumina interdependent și that comes from the heart, from the love of the Divine Mother and Divine Father. Să împărtășim lumina care vine din iubirea dintre Mama Divină și Tatăl Divin. So we call Pachamama and Pachatata. Pe care în tradiția asta îi numim Pachamama și Pachatata. So we can become in service to that light. Și putem deveni, putem fi în serviciul acestei lumini. But we have to use this light with ourselves first. Dar trebuie să folosim această iubire cu noi înșine prima dată. So we explore the different qualities of the light. Și explorăm diferitele calități ale luminii. For example, the first quality, which is clarity. Prima calitate a luminii este claritate. So we clarify that we come from deep love of Pachamama and Pachatata. Deci clarificăm că venim, că provinem dintr-o iubire profundă dintre, de la mama, de la Pachamama și de la Pachatata. So we have many practices that we can feel it. Și avem multe practici pe care le putem simți. But all these practices has to do in ways how we love ourselves. Dar aceste practici le facem și le transmitem prin modul în care ne iubim pe noi. So the love to the self is primordial. Așa că iubirea de sine este primordială. So how you become children of the light? Cum devii copil al soarelui? We believe by loving yourself. Și noi credem că prin a te iubi pe tine însuți, însăți. By accepting your inner wisdom. Prin a-ți accepta propria-ți înțelepciune interioară. By being aware you are life. Prin a fi conștient, conștientă că ești viață. When we are aware we are life, we are in service to life. Când devenim conștienți că suntem viață, suntem în serviciul vieții. Like the Father Son. Ca fi Tatăl Soare. Without expecting anything in exchange. Fără a aștepta absolut nimic înapoi. Without discrimination. Fără a discrimina. It is for all the expressions of life. Este pentru toată expresia vieții. So the importance to clarify the past, the densities of our histories. Deci importanța clarificării istoriei noastre care este densă. It is the most important mission. Este, deci pentru a ne clarifica trecutul devine o misiune importantă. Clarifying, forgiving, letting go. A ne clarifica, a ierta, a lăsa ce avem nevoie să lăsăm. That makes change the perception that we have about ourselves
toate aceste lucruri ne ajută să ne schimbăm percepția pe care o avem despre noi înșine. So we change the perception about the future. Și în felul ăsta schimbăm și percepția pe care o avem despre viitorul nostru. So clarifying the past, we clarify the future. Deci prin a clarifica trecutul, clarificăm viitorul. And it's guaranteed when we let it go. Și este garantat că atunci când renunțăm, când lăsăm ce avem de lăsat. And every day we use our strength. În fiecare zi ne folosim puterea. And that strength is your light. Și acea putere este lumina ta. That light is your love, your wisdom. Acea lumină este iubirea ta, este înțelepciunea. You guarantee you will have an extraordinary future. În mod garantat, vei avea un viitor extraordinar. So, like this, we can go deeper and deeper in the workshop. We'll be going deeper in the different ways how we clarify all the hucha energy. Hucha are the heavy energies. Da, și cred că am anunțat mai devreme că o să avem o surpriză pe care o să o anunțăm imediat. Și ce facem în practicile noastre și ce facilitează Jorge este să curățăm această hucha energy, care este energie grea. Hucha energy are all those energies we experience that doesn't come from love. Energia grea sau energia hucha este toată acea energie pe care o experimentăm și care nu vine din iubire. So those kind of energies become toxic, become poison. Acest fel de energii ne devin toxice și ne otrăvesc. So most of the time when we are carrying those energies, we don't feel comfortable with ourselves. Și în majoritatea timpului când cărăm după noi aceste energii grele, nu ne simțim confortabil cu noi înșine. When we are not comfortable with ourselves, we are not comfortable with anybody. Iar atunci când nu suntem confortabili cu noi înșine, nu suntem confortabili cu nimeni. And of course, is their fault. Of course, we always find somebody in our relations, in our lives, is their fault. Bineînțeles că ceilalți sunt de vină. Fie relația noastră, fie... Da, este mai ușor din acest loc să vedem cum ceilalți sunt de vină. So, in our culture, we believe that we are entering now into a new day. În tradiția Inca, în cultura lui Jorge, se spune că acum intrăm într-o nouă zi, într-o nouă eră. So, in this time, everybody, we have extra support. Așa că, în aceste timpuri, toată lumea primește extra suport. To release, to let go the heavy energies. În a elibera, în a da drumul acestor energii grele. And we will teach many modalities to let go heavy energies. O să învățăm despre multe modalități de a da drumul acestor energii. Jorge, if you allow me to make the announcement now, maybe to announce okay, the sure. Okay, thank you. Deci, mulți dintre voi știți deja că acest live vine cu o surpriză. Doar cred că un număr foarte mic de persoane știe deja despre ce este vorba. Dar știm să anunț acum surpriza, ca apoi să putem să continuăm și să intrăm în detalii cu ce urmează. Surpriza este că Jorge vine în România. Da, știu că o parte dintre noi le așteptam de mult timp. O parte dintre noi le așteptam încă din 2019, când a fost ultima dată în România. Deci vine în România pentru un eveniment de 3 zile, care are loc în 14-16 octombrie la Predeal. Imediat ce terminăm aici, o să vă pun în comentarii și am creat un eveniment special separat cu toate detaliile.
Deci este un eveniment de 3 zile, are loc într-o locație fixă. Singura provocare este că, da, este un număr limitat de locuri, dar o să facem să fie în regulă pentru cât mai multă lume. Deci sunt 40 de locuri disponibile. O să aflați imediat ce terminăm aici toate detaliile. Iar acum Jorge o să ne mai dea detalii despre ce facem la acel workshop, de ce se întâmplă, ce sunt aceste particulare și ce pot să aduc ele în viața noastră. Deci asta este așa o micuță pauză de anunț, de a anunța surpriza. Veți, în acel link cu detalii, o să fie un formular de înscriere pe care o să vă invit să-l completați dacă vă doriți și o să continuăm discuțiile de acolo. Da, o să găsim cea mai bună variantă pentru toată lumea. Și bineînțeles, dacă aveți întrebări legate de eveniment, de orice, vă rog să lăsați în comentarii, eu o să încerc să le găsesc. Da, o să încerc să le găsesc în timp ce și traduc, ceea ce este provocare. Dar dacă nu răspundem la toate întrebările live, o să vă răspund. Lăsați întrebările în comentarii și o să revin la ele în cel mai scurt timp posibil. Așa că, acestea fiind spuse, Jorge o să ne povestească în continuare despre aceste practici, da, despre aceste practici pe care le vom face pe perioada celor 3 zile de curs, or vor fi 3 zile pline de curs, de vineri de la ora 11 până duminică seara la ora 16. Ok, so, Jorge, I will look to see if there are any comments or questions, but please continue. I was interrupting you just, no, it's okay. Just when you were about to reveal what will happen, what will going to be. Yes, the importance, the priority for us in this lifetime is to let go the past, deci the heavy. Yeah, prioritatea în viața noastră, în această viață pe care o avem, este în a renunța la trecut, în a da trecutul, so, a da la o parte trecutul și energia grea. So we have the tendency to be attached to these heavy energies histories. Pentru că avem această tendință de a rămâne atașați de aceste povești, de aceste energii. So we believe that we hold those heavy energies in the different eyes in all the body. Și noi credem că păstrăm aceste energii în diversi ochi pe tot corpul nostru. So we do the solar practice of cleansing the 11 eyes. Așa că facem cele, există o practică solară care ne ajută să curățăm cei 11 ochi. We don't need anything, just our body and our hands to with the triangle of power moving through all the energetic centers. Those are light centers, but those we call eyes too. Și nu avem nevoie de nimic decât de corpul nostru și de mâinile pe care le punem în formă de triunghi, triunghi sacru, pentru a curăța cei 11 ochi care sunt centri energetici, centri de energie pe care noi numim ochi. It is like we cleanse our light. Este ca și cum ne-am curățat lumina. You know, it's like when in our homes we have the bulb of light. When we don't clean, the house looks like it's old. Okay? Așa cum în casă, dacă avem un bec pe care nu-l mai ștergem din când în când de praf, casa arată ca și când ar fi veche. And when we don't clean, it's smoky. We don't see clearly. It's confusing. Și atunci când nu ne curățăm ochii, nu vedem cu claritate, da, este confuzie. So we have the 7 chakras, 7 eyes. Deci avem cele 7 chakre, 7 ochi. Plus the left 8, 9 above the sacral, the bubble, the pop konyawi, the eye of the bubble, 10 under the root 11.
Okay, deci avem cele șapte chakre, cei doi ochi fizici 8-9, o chakră deasupra capului și o chakră sub chakra rădăcină, deci 10 și 11. So we have 11 beautiful eyes. Deci avem 11 ochi frumoși de lumină. And when we do the cleansing, we open the vitality in the physical body. We bring the luminous body shining brighter. Atunci, și atunci când îi curățăm, aducem lumina. Deschidem corpul nostru spre vitalitate și acești ochi încep să strălucească puternic. Those each practice is strong, connecting with different organs. It is a process of cleansing, healing, and reprogramming. Deci aceste practici, fiecare dintre ele ne conectează cu diverse părți și organele corpului și fiecare dintre ele fac parte dintr-un proces de curățare, regenerare și iluminarea. The other practice we have is the Karpai, the initiation with the galactic sun. O altă practică pe care Jorge o predă este Karpai, care înseamnă o inițiere în a lucra cu soarele galactic. By the Father Sun, from the galactic sun, by the Father Sun to the inner sun. Deci din soarele galactic, la soarele de pe cer și la soarele interior. So this is very powerful way to bring that light from the heart of the Divine Mother and Divine Father. Este un mod foarte puternic de a aduce acea lumină din inima Mamei Divine și din inima Tatălui Divin. So it is like rebirthing. Este ca și renașterea. It is a new way to connect with the spiral of the infinite consciousness. Este un nou mod de a ne conecta cu spirala infinită a conștiinței. So, this is one of the practices we can feel in our DNA that is transforming. Este una dintre acele practici pe care le simțim în ADN-ul nostru, putem simți cum ADN-ul nostru se transformă. We have the practice connecting with the always happy heart. Mai avem o practică care se numește conectarea cu o inimă întotdeauna fericită. The eternal happiness heart. It's the same. Etern fericită. So that is the state of consciousness of the soul, of the spirit. Care este de fapt această stare a conștiinței sufletului nostru. That is the connection, the inner sun with the Father Sun, the galactic sun. Și acea conectare care se întâmplă când conectăm soarele nostru interior cu soarele de pe cer și cu soarele galactic. This is the ray of light, never break, never disappear, never die. Este acea rază de lumină care nu se sparge niciodată, nu dispare niciodată și nu moare niciodată. The eternal ray of light that is in our hearts. Care este același lucru cu eterna rază de lumină care se află în inimile noastre. So, in this period of time, the importance to bring the eternal self. Și în această perioadă de timp, aceste vremuri pe care le trăim, a trezi această lumină eternă din inimile noastre. It's an important contribution to life. Este și aduce o contribuție foarte importantă întregii vieți. We have the other practice that we call awakening
the mission or the purpose of the soul in this life. Another, o altă practică este ceea ce numește trezirea misiunii sufletului tău în această viață. like you have behind you the flower, sunflower? Yes, it's a... Yes. I received it from my son and someone else in another meeting told me, oh, you brought to the sun in your home. Yes. Yeah, that's beautiful. You know, we have a practice we call the sunflower. Okay. Vreau spune că mai este o practică care se numește practica florisoarelui. So we move the neck, inhaling, 7 moments there, exhaling, you know, like the sunflower with the awareness of the eye of the bubble and with the crown anchoring the light of the Father, but cleansing the blockages by the neck. Mm-hmm. In that area, the neck and the shoulders, but it's very slow. You know, we will teach step by step. O să învățăm o practică despre care se numește practica florisoarelui, care presupune să ne rotim capul foarte, foarte încet și să facem o respirație anume de 7 ori. Și pe măsură ce rotim avem această conștiință că adunăm în chakra, aici sus, în această sferă, adunăm lumină din între cosmos și acea lumină vine și ne curăță toate tensiunile care se strâng în zona gâtului și a umerilor, tensiuni care ne afectează destul de mult și ne împărtează viața. The other practice is the rose solar practice. O altă practică se numește practica trandafirului solar. Then we have the practice of blooming. Blooming is for us a mission, you know? Și apoi este ceea ce numim practica înfloririi. A înflori este una dintre misiunile noastre. We have the practice to connect the light with love without fear, you know, the practice from pre-Inca, from Tiwanaku, how every day we can keep expanding the light and always coming from the heart. That's why we put the right hand on the heart. Este o practică, ceea ce numim a ne conecta în iubire fără frică și în felul ăsta să extindem iubirea și lumina. Okay, I just want to say a few things about my experience in Peru about this. I will say it first in English and then in Romanian. So, in Peru, what I've noticed during the whole journey is that I didn't feel fear. And it was a strange, during the 2 weeks I was in Peru and we were traveling and there were a lot of situations. And I had this strange feeling and it took me a few days to realize what it is. It was the feeling, of not being in fear. And it was a big realization for me to point what it is that I'm feeling and then to enjoy the whole days that remains, to just see how it's working, because I've heard it in theory. Love without fear, but to experience it for many days, it was very, very interesting. I will translate now. Cât a fost în Peru, am avut mai ales în primele zile un sentiment foarte ciudat și nu înțelegeam ce este cu el, nu înțelegeam ce este cu noua stare, da? Era ceva nou și nu înțelegeam ce înseamnă, ce mi-aduce acel ceva nou, care e acea stare. După câteva zile de introspecție mi-am dat seama, ceea ce simțeam era lipsa fricii. Deci eu în Peru, pentru că cred că majoritatea populației au această abilitate de a trăi în iubire fără frică, în momentul în care am aterizat și toată călătoria prin multe locuri prin care am fost, era constant acest sentiment de lipsa fricii, care pentru mine părea ușor inconfortabil, pentru că nu știam ce înseamnă să ții această stare
înaltă de conștiință atâtea zile. Și a fost, cred că, una dintre cele mai frumoase realizări din toată cultura din Peru, să experimentez ce înseamnă să fii în iubire fără frică. Da, fără frică de nimic, în sensul în care am fost în junglă și eu dacă văd un păianj în țip și se sperie tot cartierul. Deci nu am avut niciun fel de frică de absolut nimic, de păianj, de animale, de insecte, de nimic. A fost doar o stare de beatitudine pe care nu o înțelegeam și de care am fost foarte frumos, foarte impactată în momentul în care am înțeles și am conștientizat ce era de fapt, da? Ce înseamnă această iubire fără frică pe care am învățat-o de la Jorge când a fost în 2019 în România. So, thank you very much. I remember this. Oh, thank you for sharing. That's an important testimony. We have the practice to open the spiritual eye. Mai este o practică care ne deschide ochiul spiritual. And the other practice, activating the healing hands. Și o altă practică de a activa mâinile vindecătoare. So you see, we will have many, many practices that everybody can use it. O să avem foarte, foarte multe practici pe perioada celor 3 zile pe care toată lumea le poate folosi. It's really to empower and to expand. În dorința de a se împuternici și de a se extinde. Then we have some the teachings how we deal with the light, with the energy from the children of the Mother Earth. Și mai avem și practici care ne învață cum să ne ocupăm de energiile luminii de la ceilalți copii ai Mamei Pământ. Because everybody brings a contribution. Pentru că fiecare vine cu propria lui contribuție. So then we do the practice like a journeying with the 7 relations. Și mai facem o călătorie cu cele 7 relații. The question is, how do you know if you are growing spiritually or you stuck? Întrebarea este, cum știi dacă crești spiritual sau dacă ești blocat? We believe here, if we live in harmony with the 7 relations, we are expanding. Noi credem că atunci când suntem în armonie cu cele 7 relații, atunci suntem în expansiune, creștem. But if you are in disharmony, if you are not in harmony with some of these relations, you need a healing. Dar dacă nu ești în armonie cu una sau mai multe din aceste 7 relații, atunci ai nevoie de vindecare. So everybody's agree, it's all about that light, it's about love. Deci toată lumea, cred că suntem de acord că este totul despre acea lumină, acea iubire. So how is your love with the Mother Earth? Și acum întrebarea, cum este iubirea ta și relația ta cu Mama Pământ? Your love with the Father Sun. Cum este iubirea ta cu Tatăl Soare? Your love with the blood family. Cum este iubirea și relația ta cu familia de sânge? Your love with the neighbors. Relația și iubirea ta cu vecinii. Your love with the past that is in front. Iubirea cu trecutul tău care este în fața ta. Do you love your past? Îți iubești trecutul? Do you love your future? Îți iubești viitorul? The future is behind. We don't see yet. Viitorul este în spatele nostru. Nu-l vedem încă. The 7 relation is with yourself. If you love yourself. Cea de 7 relație este relația cu tine.
te iubești pe tine. If you live in harmony with your past, of course, the future, it is not behind. You will see it clearly. You have an extraordinary future. Dacă îți iubești trecutul, atunci viitorul tău nu mai este în spatele tău. O să-l vezi cu claritate și poți să vezi cum ai un viitor extraordinar. We can do a group reading. Very quick. Jorge is telling me that if we want, we can do a group healing. Romanian. Yeah, translate, please. In Romanian, or yes, I've said about a group healing. We are 130 people in the group live now. Okay, yeah. The reading is this. If you don't change your past, if you don't clarify, if you don't let it go, deci you will have to life. So if you don't change the past, if you don't let it go, if you don't forgive, you will have the same life. So the reading, citirea de la Jorge este următoarea. Deci dacă nu-ți vindești trecutul, dacă nu lași în urmă, dacă nu te ierți, vei avea exact aceeași viață. Maybe a little bit bigger, that will be the same. Poate un pic mai, exact același viitor, poate un pic mai mare, dar o să fie același lucru. Yes, it's so important for us really to do the homework, really to transform the energies of the night into love energies. Deci este responsabilitatea noastră să ne facem teme de casă, să ne facem munca și să transformăm energiile nopții, să transformăm energiile grele în lumină și în iubire. So we will go, you know, using the rattle, journeying, for example, harmony with the family, blood family. You know, some people says, oh, I don't really connect with my blood family. I choose my friends because my family, I never choose them. Okay. O să facem niște călătorii, niște ceremonii, o să facem sesiunea cu sănătoarea în timp ce facem aceste armonizări ale celor 7 relații și eu spun, o să lucrăm acum pe familia de sânge și anumiți participanți îmi spun, oh, eu nu vreau, eu nu mă conectez așa de bine cu familia mea de sânge, mai bine mă conectez cu prietenii mei. So, it is the family is an important portal. It's a very good mirror to really see how is our love and the ways how we can bring love. Dar familia este ca un portal foarte important care ne ajută să vedem cum putem să aducem acea iubire și lumină în viața noastră. So, we want to have an important contribution to light, to life, to this world, to Divine Mother, as we give a hand to the Divine Mother, taking care of the Mother Earth creatures. Să ne aducem lumina și contribuția și ceea ce noi suntem, fiind în serviciu și în contribuție și în modul în care avem grijă de Mama Pământ. But it doesn't happen if we don't love ourselves. Dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă noi nu ne iubim pe noi. So we don't live in harmony with the 7 relations if we don't love ourselves. Nici nu putem trăi în armonie cu cele 7 relații dacă nu ne iubim pe noi. So to love ourselves is the main contribution to this life. Deci, a te iubi pe tine însuți, a ne iubi pe noi înșine, este cea mai mare contribuție pe care putem să o aducem vieții. So,
we will touch many other aspects in our daily life, like our habits, the 7 most important habits we need to see that really impact in life. O să vorbim în timpul cursului și despre cele 7 obiceiuri importante pe care trebuie să le vedem atunci când ne propunem să avem un impact în viața noastră. And of course, with the qualities of the light, we start talking a little bit about clarity, but we have the others. Și până acum am vorbit doar despre prima calitate a luminii, da, claritatea. Prima calitate, claritatea, dar sunt și celelalte. Clarity, transparency. Deci claritate, transparență. Luminosity. Luminositate. Enthusiasm for life. Entuziasm de viață. Brightness. Strălucire, warmth, căldură, illumination, iluminare. So each can go very deep. For example, if you are a warm or cold person. Și toate ne vorbesc în modul foarte profund, de exemplu, dacă ești un om cald sau rece. So how do we see if we are cold or warm? We see in the self conversations. Cum putem să vedem dacă ești un om cald sau rece? Cum poți să-ți dai seama dacă ești un om cald sau rece? Și cel mai simplu este prin conversațiile pe care le ai tu cu tine. You know, the longest conversations we have is with ourselves. Cea mai lungă conversație pe care o avem este cea pe care o avem cu noi. And many times this conversation, we keep repeating the same kind of conversations. Și de obicei ce facem este că repetăm și repetăm același tip de conversație. And those conversations are based in our histories that is attached to us. Și acele conversații au legătură cu poveștile din trecutul nostru de care suntem atașați. So we have the tendency to use cold words. Și tendința este să folosim cuvinte reci. That's why it's famous in the world this not good enough. Din acest motiv, not good enough, nu sunt suficient de bun, de bună, este o frază foarte faimoasă în întreaga lume. So this is very important for the children of the sun. We are warm. Este important să ne amintim acest lucru, ca și copii ai soarelui, noi suntem calzi. And it's important we observe what kind of words we use. Warm words, positive words, or cold words, negative words. E nevoie să observăm ce fel de cuvinte folosim, mai ales în conversația cu noi. Folosim cuvinte calde, adică pozitive, sau folosim cuvinte reci, sau cuvinte negative. So, normally, all the cold words is only the mind. În mod normal, acele cuvinte reci sunt ale minții. And most of these words, these thoughts, are lies. Și majoritatea acestor cuvinte și gânduri sunt minciuni. And the warm words always are true. Iar cuvintele calzi sunt întotdeauna adevărate. Even if you think that you are exaggerating. Chiar și atunci când crezi că exagerezi. Then is always coming from your heart. Întotdeauna cuvintele calzi vin din inima ta. From the inner sun. Din soarele interior. You know, the HeartMath Institute, this is an institute in the States, that they've been studying the human thought. Da, ne povestește despre The HeartMath Institute, Institutul de Matematică al Inimii, care studiază gândurile inimii. And they found that 90% of the human thoughts are negative thoughts. Și ei au descoperit că 90% din gândurile oamenilor sunt gânduri negative.
So it's interesting to find ways how we can transform that kind of behavior. Și este interesant cum putem să găsim modalități prin care să transformăm acest comportament. So we explore the brightness, not only the brightness of the mind that the schools, the universities are searching. Deci o să învățăm să explorăm strălucirea, nu doar strălucirea minții pe care universitățile și cercetătorii o despre care vorbesc pe partea de academic, da, în mod academic. So we are really experiencing the brightness of your heart, the brightness of the soul. O să învățăm să experimentăm, să avem experiența strălucirii proprii noastre inimi, da, să avem experiența strălucirii sufletului nostru. So we have many modalities, techniques, easy and deep. Deci sunt multe practici care sunt ușoare, dar profunde. So we can really be a contribution for this life. Care ne vor ajuta să fim o contribuție acestei vieți. In our tradition, we believe that each of us, we are a blessing to life. În tradiția Inca, se crede că fiecare dintre noi este o binecuvântare pentru viață. And your soul knows it. Iar sufletul tău știe lucrul ăsta. And everybody's soul really wants to experience that light. Și chiar sufletul fiecarei persoane vrea să experimenteze și dorește să experimenteze această lumină. How do you feed the soul? Cum hrănim sufletul? We have much practice how to feed the ego. Avem foarte multe practici despre cum să hrănim ego-ul. But the soul we feed with refined energies, sami energy, light energy. Se hrănește cu energii rafinate, sami energy, ceea ce înseamnă lumină. So this workshop will be about it. Și acest workshop va fi despre acest lucru. And at the end we will be sharing, doing the initiation to use the 7 Chumpikuyas, the 7 stones to anchor the blessings from the multiverse. Iar la final o să încheiem printr-o ceremonie de cuias chumpi ca să ancorăm energia din multivers. And by the way, about this, I have a video about this. Oh, fantastic. Yes, you can share the video. Yes. Deci, este o ceremonie, se numește Chumpikuyas. Este ceva foarte frumos în care să ancorăm energia de la multivers. Și eu am avut ocazia de a să particip ca și demo. Deci, eu am fost demo și Jorge a făcut acea ceremonie pe mine și am înregistrat. Avem videoul. O să-l postăm și pe pagine și pe YouTube pentru că este o experiență despre care nu pot să vă spun nimic în cuvinte. So, I was talking with some of the elders about it and they are already preparing the kuyas in alabaster stone. It will be sent to you to Romania with the bells. El deja a vorbit cu o parte din comunitatea de elder din Peru și ei ne pregătesc aceste pietre. Sunt niște pietre sculptate într-un mod special pentru a ne le putea trimite în România și a putea lucra cu ele. So we will have opportunity to practice and everybody, our purpose that everybody can use it, you know, in others and keep expanding this new wave of light for this new life, the new era, the new world. Și o să aveți ocazia în momentul în care participați, nu doar să observați, dar să practicați, pentru că intenția este să învățați aceste practici și să le transmiteți mai departe
și în felul ăsta să contribuim la crearea acestei noi zile, acestei noi lumini. So we've been touching many, many aspects. So if you have questions, I am always open. For some reasons, I cannot see all the questions or the comments, but I will look again one more time. On my laptop, maybe I can see them. Let me see what can I find here. So if you have questions, now, dacă aveți întrebări, acum ar fi un moment oportun să le adresați. Eu o să ajung la comentarii. Știu că data trecută a trebuit să intru de pe telefonul lui Marian ca să le văd. Marian nu e acasă, deci I will see what I can do. We have 45 comments, but I can only see 5 of them. I don't know why. So I will try on my phone once again. I'm so sorry for this. I don't know how. No problem. I will check one more time. Pick up some questions in the cosmos. Okay. So one of the questions often people does is that if they can use it, if they can do the power animals, we do have power animals and the middle directions. This is a solar practice too. So we will do solar practice of the power animals. Okay. Întrebările, uite, mulțumesc. Someone is sharing with me the questions on the chat. So one of the questions is, I want to have a little stone from Peru. Is it possible? Which stone? A stone. Any stone. Oh, yeah. Sure. You know, we will send the chumpicuyas, but also we will send the tektites. You know, the tektites are very unique stones that they are very useful nowadays because it connects with the higher self, because okay, in this new way, so Jorge o să ne trimită ciumpicuias, acele pietre care se referă pentru care le folosim la ceremonia ciumpii, și o să ne trimită și tektites, cred că nu știu cum se traduc în românește, tektide, sunt niște pietre foarte speciale. I have mine from last time you were in Romania. Sunt niște pietre foarte speciale, aproape ca și meteoriții, dar nu sunt meteoriți, sunt au o calitate unică de a ne conecta cu sinele nostru superior. You know, like the moldavite or Libyan glass, you know, those are stones also called tektite, depending where it arrives, like in Chintamani in near India and Tibet, and the other one, Moldavia, Libya, the Peru, we call upper world cuia. Deci sunt niște pietre care au apărut în diverse zone și locuri ale lumii, care au aceste beneficii, cum ne conectează cu lumea upper world, lumea de sus. Deci au abilitatea, cei care le au și le poartă, să fie conectați cu lumea de sus. And I will send or bring with me some as a gift, some stone from the Mamacocha Titicac. Și okay. ca și cadou, da, o să ne aducă niște pietre din din zona lacului Titicaca. Mm-hmm. Okay. Another question is how to let go of the past if the past is still affecting you? That's the point. You know, the past will continue.
Deci, întrebarea în românește, cum să renunți la trecut dacă încă te afectează? Și răspunsul lui Jorge, tocmai de asta. Until you let it go. There is a process. O să te afecteze până când ești pregătit să-i dai drumul. So we have many modalities to let it go the past. Sunt multe modalități de a renunța la trecut. You know, it is about the process. One of the process is the Condor process. Este totul despre proces și unul dintre procese este procesul vulturului, procesul Condor. You know, first is the four steps: acceptance, separation. Sunt patru pași: acceptarea, separarea, discernment with the heart, discernământul din inimă, and the gift or the wisdom you get from it. Și pasul 4 este darul sau înțelepciunea pe care o primești din toată acea poveste. You know, in the workshop we will go deeper how we deal with the energies, because whatever it happened, it was an energy that started with fear. În workshop o să învățăm să lucrăm cu energiile, pentru că orice s-a întâmplat are de-a face cu o energie care a început cu frica, din frică. Brought sadness, anger. Care aduce, da, energia fricii aduce tristețe, aduce furie. And resentment, you know, that's when you are carrying the poison. And that's not unhealthy. Asta e ceea ce numim să car după tine travă. So sometimes we don't know from where, sometimes we don't remember where it started. Și nici măcar nu ne amintim de unde a început. So we have a way to heal the energies we don't remember. Could be past lives, or the lineage, or the womb of the mother. Și există modalități prin care putem să vindecăm inclusiv aceste energii de care nici măcar nu ne mai amintim, care pot fi dintr-o viață anterioară, care pot fi din linia strămoșilor sau poate să fie din pântecul mamei. So even maybe if you like, we can organize one specific workshop, the uses of the tektites for releasing heavy energy for therapists. Și dacă să dorim să facem cerere, putem organiza un workshop special despre cum să folosim aceste pietre pe care tektites, da, nu știu exact cuvântul românesc, în românește, despre cum să curățăm energiile grele cu ajutorul lor. Definitely sounds nice. Thank you. Another question is I will say it first in Romanian and then in English. Pentru a participa la workshop, este nevoie să fi participat înainte la șamanism. Poate participa oricine fără niciun fel de pregătire în prealabil. Deci, so the question is, in order to attend this workshop, is required some preparation in advance or anyone can attend? You know, this is very easy to pick up. But if somebody wants to learn a little bit more about what I share, they can check my books, Andean Awakening and Inca Wisdom. Mm-hmm. So, răspunsul este că oricine poate participa și sunt informații care sunt foarte ușor de procesat, exact așa cum ați văzut și astăzi. Dar pentru cine își simte că are nevoie de mai mult sau vrea să facă un fel de pregătire, poate să lucreze deja cu cărțile lui Jorge, care sunt traduse în limba română. Le-am pus și pe site, deci Trezirea Andină și... deci sunt două cărți în românește și una este în engleză, dar cele din românește le aveți deja puse în eveniment pe pagina de Facebook și o să le mai dau și o share ca să puteți, dacă doriți să lucrați cu ele. Pot fi o frumoasă introducere în ceea ce urmează să faci în workshop. Ok, let me see what else. Another question. It is also, can also the pregnant women attend? Oh, yes, of course. Yes. Very important for the child.
probably the child, the children of the sun, the soul is always joyful, you know, that wisdom is inside. So, o altă întrebare a fost dacă acest curs este și pentru femeile însărcinate. Răspunsul este da, este foarte benefic pentru copil și cel mai probabil sufletul acelui copil, da, este deja un copil al soarelui și caută această conectare. Ok, another question is, maybe it was related with what we discussed earlier. Ce înseamnă să te iubești pe tine? What does it mean to love yourself? To love yourself is the most important encounter with the real you. Normally, when we talk about love, most of the time we believe it's about a relationship with somebody. Deci să te iubești pe tine este cea mai frumoasă întâlnire cu tine. Când vorbim despre iubire, în mod normal ne gândim la faptul că înseamnă să iubești pe altcineva. So, the real self is what is hidden inside. It's our essence. Dar sinele tău real este ceea ce este ascuns în interiorul tău, este esența. It is our light. Este lumina ta. So that light, it is not easy to understand until we experience it. Și această lumină nu este ușor să înțelegem cu mintea. O putem înțelege atunci când o experimentăm. We can intellectualize so much. We can write beautiful poetry. Putem să să fim intelectuali, putem să scriem poezii minunate. But each person finds a way to rediscover the self. That light is love. Dar fiecare persoană găsește propriile maniere prin care să se redescopere, pentru că acea lumină este iubire. So, for example, the person who asks what is to love yourself, probably says many times to the partner, I love you. Și presupun că persoana care a pus această întrebare poate că spune partenerului sau persoanelor din jurul ei, te iubesc. And of course, the person feels this incredible energy that awakens the most profound feeling. Și persoana care aude acest lucru simte această energie care ne trezește cele mai profunde simțuri. So we can really bring other dimension, that love, we can from other dimension bring it to our daily life. Și această iubire putem să o aducem din alte dimensiuni, din alte dimensiuni să o aducem în viața noastră. But first, we have to let go the resistance, the blockages. Pentru a face asta, trebuie să renunțăm, să dăm drumul rezistenței, să dăm drumul blocajelor. Beautiful. Okay, I will see if I have another questions here. Okay. Another question is, ce înseamnă noul pământ, noua era? A question is, what does it mean, the new earth, the new era? Well, according to the Inca tradition, we are experiencing a new Pachacuti, which is a process of transformation. Și conform tradiției Inca, noi acum experimentăm ceea ce numim Pachacuti, care este un proces de transformare. So, we believe that the cycle has 1,000 years. Credem că există cicluri de 1,000 de ani. The smallest cycle is the day and the night.
cele mai mici cicluri sunt ciclul zilei și al nopții. So 1000 year, 500 years daytime, 500 years night time. Deci 500 de ani ciclul întunericului, nopții și 500 de ani ciclul zilei, ciclul luminei. When the Incas stopped their process in a way, it was the Spanish arriving 500 years ago in 1992. Deci în 1992, când spaniolii au invadat și au cucerit Peru, acum 500 de ani, da, atunci a început noaptea. 500 de ani, Eric. 500 years later, 1992 start a new sunrise. Așa că după 500 de ani mai târziu, în 1992, a început o nouă eră, da. Era soarelui. So, this new era starts 1992, 2022, the sun rise full. We see full sun. 2023. O să verific, n-am înțeles foarte clar. Which year? 2032. 2032 este anul în care soarele va fi la apogeul maxim, da, deci tranziția spre lumină. From this year 22 to 32, many important changes deci, happening. În val de timp din 2022 până în 2032 vor apărea multe schimbări. In all aspects of life. În toate aspectele vieții. So it's important that for us to see our contribution, that is our presence, our own light. Deci, de asta este important să ne ducem propria contribuție, să ne vedem propria contribuție pe care o ducem prin propria noastră prezență, prin propria noastră lumină. So, all aspects of life is changing, transforming. Toate aspectele se transformă. We call Pachacuti, when everything is upside down. Și numim Pachacuti acele vremuri în care totul pare cu sus în jos. Then we start what we call a Wilcacuti, which is the return to sacredness, the return to the light, the return to divine. Urmează Wilcacuti, care înseamnă întoarcerea la sacralitate, întoarcerea la divin. So also we call this process the Taripai Pacha, the time to find yourself. Și mai numim acest proces Taripai Pacha, care înseamnă timpul în care să te găsești pe tine. So we will say the return of the Kapakunas. O să spunem întoarcerea Kapakunas. Which is the return of the powerful ones. Care înseamnă întoarcerea celor puternici. And power is the light. Și power, da, putere, înseamnă lumină. So everybody will be shining and illuminating the new world from that light. Fiecare o să își împărtășească lumina în lume din această lumină. Thank you. Thank you so much. I will see if there are any other questions. Okay. Another question is if there is a way to attend online. Dacă putem participa online. I have no idea. I don't know. What I know is that we like to gather as a group to have the practices because o să fie niște secțiuni teoretice și apoi ieșim afară la soare, în cerc și facem aceste practici. Deci pentru partea audio poate să fie o variantă, dar nu știu dacă ne putem muta afară cu camera să filmăm ce facem și ce se întâmplă acolo.
Nu știm încă lucrul ăsta. Posibil, dacă o să fie cerea suficient de mare, să instalăm un studio care să facă această transmisiune. Posibil, dar intenția este să ne grupăm la un loc fix, să petrecem 3 zile împreună. Imaginați-vă cum a fost pentru voi să le ascultați pe Jorge o oră și jumătate. Imaginați-vă ce înseamnă să aveți 3 zile, da? 3 zile pline în care să trecem prin aceste practici, nu doar la nivel teoretic, dar să le și aplicăm. Din propria experiență știu că este o experiență transformatoare. Da? Deci intri, vii la curs vineri, da? Poți să faci un selfie, vii un om și când pleci duminică, pleci altcineva. Deci pleci cu totul transformat. Am avut ocazia să particip la practicile solare prima dată în 2019, când Jorge a fost ultima dată în România. Și știu că și de atunci mai sunt multe persoane pe lista de așteptare care vreau să prindă această oportunitate. Revin imediat cu linkul. După ce terminăm aici, vă pun link și aici și public și pe pagina Alinierea Energetică, un eveniment separat doar cu acele detalii. Și o să încercăm să răspundem la toate întrebările așa pe rând, așa cum apar ele. Și la fel, este provocare, este pentru prima dată când eu organizez acest eveniment live, știți că eu lucrez mai mult online, deci și pentru mine este provocare, și pentru Jorge este provocare să călătorească, da, 24 de ore, să ajungă la noi în România pe alt fus orar, dar cu toate acestea știm că este o experiență pe care vrem să o trăim, este o experiență care este o chemare care vine dincolo de mintea logică și rațională și mă bucur că pot să fiu cea care intermediază și care facilitează pentru voi această experiență. Da, nu știu ce să mai spun. Hey, if you want to add something else, something more. Yes, you know, we can do something always, but, you know, very few times we have the opportunities, you know, to be in person, to be directly connecting with the Father, Son, mm-hmm. Open the arms, and we can take off the shoes and feel the mother, you know. One second to translate, because otherwise I will forget. Ce spuneam este că o să fie o ocazie în care să lucrăm și online, dar vreau să ne bucurăm și de această oportunitate de a ne aduna în persoană, de a putea ieși în curte, de a ne descălța și a simți pământul sub picioarele noastre în timp ce facem aceste practici, această conexiune cu ceilalți participanți, conexiunea cu pământul, cu soarele. So, there is so much, you know, it is the energy directly. We will share not only what I plan to share, I mean. Mai este ceva, este energia care se creează și ce o să împărtășesc cu voi la curs, de cele mai multe ori sunt lucruri pe care nici măcar nu le planific să le împărtășesc. Sunt lucruri care ies din energia grupului. It is a kind of cosmic appointment. Este ca și o întâlnire cosmică. So it is like the soul of the Father, Son and what you bring. Because each member in the circle, in the group, brings something. Este conectarea cu Tatăl Soare și este acel lucru pe care fiecare membru al grupului le aduce, pentru că fiecare membru din grup vine, aduce ceva, contribuie cu ceva la acest eveniment. And you know, each gathering is unique. You know? Fiecare întâlnire este unică. So, I will suggest don't miss it to do it personally, but if it's impossible, always we can do something, we can talk later about it, okay? Așa că sugestia lui este să nu o pierdeți, pentru că este o experiență personală, dar dacă se întâmplă să nu puteți ajunge, putem organiza ulterior niște practici online, niște întâlniri, workshop-uri mai lungi online, dar invitația este pentru acest curs de 3 zile, 14-16 octombrie, la Predeal, și vin imediat cu toate detaliile. Thank you very much for her. Thank you. Luis, it's a pleasure to listen to you, to share and be with you. Thank you. For me, it's a great blessing
to have the opportunity to share. As you know, sharing is the way how we expand. Și el ne mulțumește și spune că pentru el este o binecuvântare să aibă această oportunitate să împărtășească, pentru că a împărtăși este modul în care extindem această lumină. And this is one of the ways how we are in service to the Father Son. Și asta este unul dintre modurile prin care noi suntem în serviciul Tatălui Soare. Bring the awareness of the light. Să aducem conștiința luminii. Thank you so Thank much. You. Okay. So, see you soon and we'll keep in touch. Bye-bye. Very good. Thank you. Bye-bye.